filmul a început ca film strict 2D și ca orice film există și un producător care vrea toate chestiile frumoase. Și cumva în decursul filmului, ok, ar trebui să... Ce înseamnă cele cinema la un film 2D? Ok, hai să vedem ce facem. Și cumva a apărut opțiunea, hai să spațializăm cumva. Și atunci a intrat în proiect, ca să zic așa, spațiu 3D. Și dacă tot îl construim în spațiu 3D, ok, atunci putem să facem și stereoscopic. Cumva, cam asta a fost progresia. 2D... Trecerea în spațiu 3D n-a fost impusă de stereoscopie. Din punctul meu de vedere, nu. A fost cumva la graniță. Au venit la pachet acolo, a fost o chestie. Mai nou, toate filmele la cinema sunt 3D. Deși, cum zicea și doamna, aș prefera să văd filmul 2D, fără ochelari, în sensul de la asta mă referam. La ce? Nestereoscopic. Da. Și evident, de când s-a făcut trecerea de la 2D la 3D, o grămadă de probleme. Și cumva ăsta e rezultatul. Da, păi, inițial noi am încercat să trecem, adică să construim practic spațiul ăla sau fiecare caz în parte, folosind tehnica asta de filmare multiplan. Indiferent, se folosește orice construcție de film de animație, dar am încercat să avem totuși o paralaxă, ne gândindu-ne neapărat la stereoscopie, ci pur și simplu la o paralaxă firească de cameră normală. Din punctul de